Bugetul Ministerului Apărării va crește anul viitor cu 67% față de anul curent sau cu 650 de milioane de lei. Banii vor fi direcționați prioritar pentru achiziționarea unui sistem de apărare aeriană. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării Anatolie Nosatăi la Forumul Anual de Integrare Europeană a Republicii Moldova. Bugetul Ministerului Apărării va crește în 2023 cu aproape 650 de milioane de lei sau cu 67% până la 1,7 miliarde de lei. Totodată, cheltuielile pentru sectorul apărare națională se vor ridica la 1,5 miliarde de lei. Aceste cifre au fost anunțate luni când Parlamentul a adoptat în primă lectură bugetul de stat pentru anul viitor. Ulterior a devenit clar unde vor fi direcționați banii. Circa 650 de milioane de lei vor fi cheltuiți în principal pentru achiziționarea unui sistem de apărare aeriană. Acest lucru a fost anunțat marți în cadrul Forumului Anual de Integrare Europeană a Republicii Moldova de către ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Banii alocați în plus în 2023 vor fi dați pentru apărarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Dar dacă alocăm astăzi banii pentru un sistem antiaerian, îl vom primi cel mai devreme într-un an și jumătate, a spus ministrul. Că în octombrie, la postul TVR Moldova, șeful de la apărare vorbea despre termene mai lungi. Nu este posibil de mers astăzi, chiar și având această sumă, și de achiziționat de la un magazin undeva, sau la un depozit, la producător, fiindcă fiecare producător are nevoie să producă acest echipament, iar producerea durează 2-3 ani, posibil și mai mult. Respectiv, constituirea unui sistem integral cu sisteme de radiolocație și sisteme de interceptare ar dura minimum 3-7 ani. În cadrul aceleiași emisiuni, Anatolie Nosatăi a spus că un singur sistem de apărare aeriană Patriot costă 500 de milioane de euro, iar pentru a proteja pe deplin spațiul aerian al țării sunt necesare miliarde de euro. Marți, în cadrul Forumului pentru Integrare Europeană, șeful de la apărare a spus că, pentru a se produce schimbări reale în sistemul de apărare al țării, bugetul militar ar trebui să fie de 1-2% din PIB pentru cel puțin 5-7 ani. Acum această cifră este de 0,38% din produsul intern brut.